E responsabilă cu lucrarea de udare, și-și tot face griji că noua ei parteneră o va surclasa. S-a dovedit că avea un calibru mai bun decât mine. Continuând așa, avea să se descurce tot mai bine și. la un moment dat, ceilalți sigur aveau să o admire. Oare nu avea să pară mai bună decât mine? În efortul de a-și întrece partenera, ea îi face permanent concurență și se compară cu ea. Cu cât concurează mai mult, suferă mai mult. Se întreabă ce fire corupte o determină să concureze și să vrea să câștige. Cum caută ea adevărul pentru a-și înlătura corupția? În aprilie 2021, Biserica a rânduit ca eu și Chen Shi să ne ocupăm de lucrarea de udare. Am fost cam tulburată la auzul veștii. Chen și era competentă și avea părtășie clară despre adevăr. Mi-era teamă că mă va întrece după un pic de practică. Îi supravegheasem lucrarea în trecut. Cum să dau ochii cu alții dacă ea era mai bună decât mine? Apoi, am observat cum conducătoarea i-a oferit ajutor și sprijin, cerându-i să preia unele sarcini importante. Conducătoarea dorea să o cultive, am presupus. Am fost dezamăgită și în secret, i-am făcut concurență, dorind să muncesc mult, ca ea să nu mă depășească. La adunări, m-am implicat în părtășia cu ceilalți, având grijă să aflu și să abordez problemele din lucrarea celorlalți am vorbit prompt în discuțiile de lucru, iar ceilalți au fost adesea de acord cu mine. Lucrarea de udare a început să dea rezultate în scurt timp. Am fost foarte mulțumită de mine și m-am simțit foarte împlinită. Fiindcă Chen și era nou în acest tip de lucrare, nu a reușit să se descurce la început și a fost greu. Știam că trebuie să o ajut să cunoască rapid lucrarea și să învețe principiile, dar m-am temut că mă va face de râs. Așa că i-am făcut doar un rezumat scurt și simplu, fără să îi dau detalii. În secret, mă bucuram să o văd într-o stare proastă cauzată de provocările din datorie, simțind că încă eram mai competentă decât ea. Doar dorind să ne dăm mari în datorie și ignorându-i pe alții, nu putem coopera. Mm, adevărat. Dar atunci eram blocată în corupția mea și n-am reflectat asupra mea. Oh. La scurt timp, Chen și ea a ajuns treptat să cunoască lucrarea și a obținut rezultate în datorie. Am auzit despărtă și a ei despre rezolvarea problemelor celorlalți și chiar mi s-a părut practică și clară. Dar m-a neliniștit. S-a dovedit că avea un calibru mai bun decât mine. Continuând așa, avea să se descurce tot mai bine în datorie, și la un moment dat ceilalți sigur aveau să o admire. Oare n-avea să pară mai bună decât mine? Mă simțeam tot mai amenințată. De câte ori eram la o adunare cu alții, îi observam cu atenție părtășia. Văzând că era edificatoare, am căutat metode pentru a avea o părtășie mai bună. Odată, o soră nu a reușit să lucreze bine cu ceilalți din cauza aroganței ei și a afectat lucrarea. Chiar m-am străduit să aflu cauza problemei ei, ce pasaj din cuvintele lui Dumnezeu să folosesc și cum să îmi integrez experiența în părtășie. Dar având o mentalitate greșită, n-am putut gândi cu calm și... În final, am avut o părtășie despre o înțelegere superficială, iar starea ei nu s-a îndreptat dar Chen și ea a combinat părtășia despre cuvintele lui Dumnezeu cu experiența ei. Sora s-a identificat cu asta și apoi a putut să își schimbe starea. M-a deranjat să văd acest lucru. De ce a luminat Dumnezeu și pe mine nu? Ea a fost în centrul atenției. Nu cumva ceilalți credeau că e mai bună decât mine? La acest gând m-am hotărât clar trebuia să evoluezi bine când cineva mai avea o problemă, ca toți să vadă că pot avea părtășie pentru a rezolva probleme. Ulterior, o soră a descris cum îi critica pe alții după ce fusese tratată. Mă gândeam că, având același tip de experiență, acum puteam avea o părtășie bună. Dar înainte să deschid gura, Cen și ea a început să aibă părtășie și a vorbit foarte clar legând-o de experiența ei reală, luându-mi cuvintele din gură. Nu am avut de ales decât să relatez simplu ceea ce am înțeles. Văzând că Chen și avea o dispoziție bună după adunare, am fost și mai invidioasă și nu am vrut să o bag în seamă. În acea seară am stat în pat și nu am putut să dorm deloc. Gândul că părtășia lui Cen și le-a plăcut mult celorlalți m-a deprimat tare. Părea că nu voi putea să o întrec niciodată. Trăind o luptă pentru nume și câștig, când nu putem obține ce ne dorim, e un lucru chiar groaznic. Ei, cum ai reușit să-ți vezi problema? Atunci știam că nu eram într-o stare bună. M-am rugat lui Dumnezeu să mă lumineze și să mă îndrume să mă cunosc. Mm -hmm. La o adunare am citit că Dumnezeu spune: Lupta pentru faimă și profit e caracteristica oamenilor care au natura rea a satanei. Nimeni nu este o excepție. Toată omenirea coruptă trăiește pentru faimă și statut. Și toți oamenii vor plăti orice preț în lupta lor pentru faimă și statut. Așa este cu toți cei care trăiesc sub puterea satanei. Prin urmare, o persoană care nu acceptă sau nu înțelege adevărul, care nu poate să acționeze conform principiilor, este una care trăiește în mijlocul unei fir satanice. O fire satanică a ajuns să-ți domine gândurile și să-ți controleze comportamentul. Satana te-a așezat în întregime sub controlul și robia sa. Iar dacă nu accepti adevărul și nu te lepezi de satana, nu vei putea scăpa. Nu te gândi mereu să-i depășești pe toți, să faci totul mai bine decât ceilalți și să ieși în evidență în toate felurile. Ce fel de fire este aceasta? O fire arogantă. Oamenii au întotdeauna o fire arrogantă și, chiar dacă vor să lupte pentru adevăr și să-L mulțumească pe Dumnezeu, dau greș. Sunt controlați de o fire arrogantă care îi face să se rătăcească ușor cu o astfel de fire, încerci mereu să-i ții pe ceilalți jos, să-i întreci, să rivalizezi și să iei de la alții. Ești foarte invidios, nu asculți de nimeni și încerci mereu să ieși în evidență. Aceasta e o problemă. Așa acționează satana. Dacă vrei cu adevărat să fii o creatură acceptabilă a lui Dumnezeu, atunci nu-ți urmări visurile. Să încerci să fii superior și mai capabil decât ești pentru a-ți atinge scopurile e un lucru rău. Ar trebui să te supui orchestrărilor și rânduielilor lui Dumnezeu, și să nu te ridici peste nivelul tău. Doar asta dă dovadă de rațiune. Amin. 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 Cuvintele lui Dumnezeu mi-au dezvăluit starea. Mereu am vrut să lupt pentru primul loc printre ceilalți, și nu am vrut să fiu mai prejos. Așa că mereu concuram cu ceilalți, dorind să fiu mai presus. Fiindcă supravegheasem lucrarea lui Cen și. Când am devenit partenera ei, n-am vrut să fiu mai prejos decât ea la aptitudinile de lucru sau la părtășia despre adevăr. M-am bucurat când nu a putut să mă depășească la început. Dar când am văzut că a progresat rapid, rezolvând unele probleme și chiar căpătând aprobarea celorlalți, am fost nemulțumită și invidioasă și am concurat cu ea. Am vrut chiar să mă fălesc când aveam părtășie despre adevăr și rezolvam probleme, astfel încât ceilalți să mă admire. Dar intenția mea nu era corectă. M-am axat pe nume și câștig. N-am reflectat la cuvintele lui Dumnezeu. Deci puteam avea părtășie doar despre o doctrină de șartă, deloc edificatoare pentru ceilalți. N-am reflectat atunci asupra mea, ci l-am acuzat pe Dumnezeu că nu m-a luminat, Împotrivindu-mă lui. Abia atunci mi-am dat seama cât de arogantă am fost. Biserica rânduise ca eu și Cen și să ne ocupăm de udare. Ar fi trebuit să lucrăm ca să ne completăm reciproc, să ne folosim punctele forte și să ne facem bine datoria împreună. Mm -hmm. Era clar că nu eram la nivelul ei, dar nu-mi dădeam seama. Mereu încercam să fiu mai bună decât ea, să fiu în centrul atenției numărând în secret câștigurile și pierderile de statut, fără să mă gândesc la datorie sau la lucrarea bisericii. Am fost arogantă, irațională și am dat dovadă de o fire satanică, dezgustându-l pe Dumnezeu. Mm. Această părtășie e revelatoare pentru mine. Lucrând mereu pentru câștig, ajungem la o atitudine arogantă și la lipsă de cunoaștere de sine. Da, Apoi m-am rugat lui Dumnezeu, cerându-i îndrumare să-mi corectez atitudinea și să lucrez bine cu ce înși. Apoi, când m-am simțit competitivă, văzând că părtășia ei era mai clară, am avut grijă să mă rog și să mă lepăd de mine. Practicând astfel, starea mea s-a îmbunătățit treptat. Dar, neavând o înțelegere adevărată a naturii și esenței mele, problema a apărut puțin mai târziu. În adunările găzduite de mine și Chen și, ea a avut părtășie în cea mai mare parte, eu adăugând câte puțin. De câteva ori a fost în regulă, dar pe parcurs m-am simțit invizibilă, plecând dezamăgită de la fiecare adunare. Oare aveam să fiu veșnic pe locul doi? Nemulțumită, am devenit în secret competitivă. Neputând să împărtășie despre adevăr și să rezolv probleme ca ea, am făcut eforturi să supraveghez și să urmăresc sarcinile pentru a eficientiza lucrarea de udare. Asta ar fi arătat competența mea. Astfel, când era nevoie să urmăresc ceva, mă duceam singură, fără să vorbesc cu cenșii. Apoi am început să mă descurc mai bine decât ea în privința asta și iar am devenit arogantă. De fapt, nu eram mai prejos decât ea. De atunci am căutat să o întrec și împărtășie în și în rezolvarea problemelor. La o adunare am vrut să preiau conducerea, să nu fie ea mereu în față. Așa că am încercat să abordez problemele unei surori. Dar n-am avut intenția corectă. M-am grăbit să împărșie înainte de a înțelege problema. Așa că am avut multă părtășie fără să rezolv nimic. Ceilalți mi-au văzut starea greșită și au avut părtășie cu mine, ca să nu concurez cu partenera pentru statut, fiindcă ne-ar fi afectat eficiența. Așa este. A fost foarte jenant și supărător pentru mine să-i aud spunând asta. Și fiindcă irosisem atât de mult timp, n-am mai avut timp să ne rezolvăm problemele de lucru și a trebuit să încheiem în grabă adunarea. În drum spre casă m-am gândit la cum m-am comportat la adunare. A fost greu de suportat pentru mine. Am ținut doar să mă fălesc ca să arăt că sunt mai bună decât ce și. Am irosit mult timp. Iar problemele din lucrare au rămas nerezolvate, adunarea nefiind utilă. Perturbam activitatea și viața bisericească. Gândul la asta m-a supărat și mai mult, fiind foarte necăjită. Nu știam cum să-mi înlătur firea coruptă. O vreme, fiind blocată într-o stare de luptă pentru nume și câștig, n-am vrut să o ajut pe Cen, și când am văzut că avea probleme cu lucrarea și cu starea ei, iar adesea sugeram că nu se străduia, ceea ce o făcea și mai negativă. Ne-am distanțat randamentul lucrării noastre, având de suferit. Aflând despre starea mea, conducătoarea m-a tratat, spunând că am umanitate slabă, fiindcă am luptat pentru statut și mi-am exclus partenera. M-a afectat mult să o aud spunând asta. Așa că m-am rugat, cerându-i lui Dumnezeu să mă lumineze ca să mă cunosc, să-mi rezolv problemele. Am citit cuvintele lui Dumnezeu. Le citesc eu. Aici. Fiecare dintre voi s-a ridicat până la culmile mulțimilor. V-ați înălțat pentru a fi strămoșii mulțimilor. Sunteți extrem de arbitrari. Și alergați nebuniți printre toți viermii, căutând un loc liniștit. Și încercând să devorați viermii mai mici decât voi. Sunteți răutăcioși și siniștri la suflet. Chiar mai mult decât fantomele care s-au scufundat pe fundul mării. Locuiți în partea de jos a bălegarului, tulburând viermii de sus până jos, până când nu mai au pace, luptându-vă unii cu alții o vreme și apoi calmându-vă. Nu vă cunoașteți locul, dar tot vă mai luptați unul cu celălalt în bălegar. Ce puteți câștiga din această luptă? Dacă ați avea cu adevărat venerație pentru mine, cum ați putea să vă luptați? unul cu altul în spatele meu. Oricât de înalție statutul, nu ești oare tot un mic vierme împuțit din balegă? Vor putea să-ți crească aripi și să devii un porumbel în cer? Amin. 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 Dumnezeu îi expune pe cei care nu-și văd lungul nasului, gândindu-se prea mult la ei înșiși, certându-se și atacându-se reciproc pentru statut. Fără nicio teamă de Dumnezeu. Așa este. Din cuvintele lui Dumnezeu, am văzut că așa eram eu. Mereu m-am gândit prea mult la mine, crezând că ar trebui să fiu mai bună decât Chen și, pentru că o supravegheasem înainte. Am luptat să o întrec pe față, dar și în secret. N-am discutat cu ea despre urmărirea lucrării de udare. Am acționat singură, am folosit. Rezolvarea problemelor în adunări, ca să arăt că sunt mai bună decât ea, fără să mă gândesc dacă pot rezolva problemele reale ale oamenilor sau dacă asta ar afecta eficiența adunării. Când am văzut că avea probleme în lucrare și nu era într-o stare bună, n-am ajutat-o, ba chiar i-am savurat suferința, am subestimat-o și m-am desfătat cu suferința ei. Asta a făcut-o tot mai negativă. Am văzut că eram total lipsită de umanitate că Dumnezeu îi expune pe viermii care nu-și cunosc propria valoare, dar care vor să zboare ca un porumbel pe cer. M-am rușinat rău. Păream la fel de urâtă și nu cunoșteam rușinea. Era clar că nu prea aveam realitatea adevărului și nu puteam rezolva problemele altora, dar tot voiam să mă dau mare și să-i întrec pe alții. Asta i-a făcut rău surorii mele, dar a afectat și lucrarea bisericii. Mă simțeam tot mai vinovată și mai îndatorată. Am citit cuvintele lui Dumnezeu care expun antichriștii. Mm -hmm. Dumnezeu a tot puternic spune: Care este motoul antihriștilor, indiferent în ce grup se află? Trebuie să concurez, să concurez, să concurez. Trebuie să concurezi să fiu cel mai mare și mai tare. Aceasta este firea antihriștilor. Oriunde se duc, concurează și încearcă să-și îndeplinească țelurile. Sunt la cheii satanei și tulbură lucrarea bisericii. Firea antihriștilor este după cum urmează. Ei încep să caute în biserică pentru a vedea cine a crezut în Dumnezeu mulți ani și are resurse, cine are unele daruri sau talente speciale, cine a adus beneficii fraților și surorilor în privința intrărilor în viață, cine este bine privit, cine are vechime, cine are o bună reputație printre frați și surori. Cine are mai multe lucruri pozitive, acei oameni vor fi concurenții lor. Pe scurt, de fiecare dată când antihriștii se află într-un grup de oameni, asta fac întotdeauna. Concurează pentru statut, concurează pentru o reputație bună, concurează pentru a avea ultimul cuvânt în diverse aspecte și puterea finală de a lua decizii în cadrul grupului, care, odată câștigată, îi face fericiți. Atât de arogantă, odioasă și nerezonabilă este firea anticristilor. Ei nu au nici conștiință, nici rațiune, nici măcar o fărâmă de adevăr. Din acțiunile și faptele unui anticrist se poate vedea că ceea ce face nu are nimic din rațiunea unei persoane normale, și, deși cineva poate să aibă părtășie cu el despre adevăr, nu îl acceptă. Oricât de corect este ceea ce spui, nu îl mulțumește. Singurele lucruri pe care îi place să le urmărească, pe care le venerează, sunt reputația și statutul. Atât timp cât se poate bucura de beneficiile statutului, este mulțumit. Aceasta este valoarea existenței lor, după cum cred ei. Indiferent în cadrul cărui grup de oameni se află, trebuie să le arate lumina și căldura pe care le oferă, talentele lor speciale, unicitatea lor și Tocmai deoarece se cred speciali, ei consideră în mod natural că ar trebui tratați mai bine decât alții, că ar trebui să primească sprijinul și admirația oamenilor, că oamenii ar trebui să-i admire, să-i venereze. Ei cred că toate astea li se datorează. Oare astfel de oameni nu sunt neobrăzați și nerușinați? Amin. Amin. Dumnezeu dezvăluie că antihriștii nu pot lucra în parteneriat, vor să fie în centrul atenției, iar ceilalți să îi admire. Acest tip de om are o fire răutăcioasă, îl dezgustă pe Dumnezeu și e blestemat de el. Da. Reflectând, am văzut că am arătat și eu firea unui antihrist. Biserica rânduise ca eu și Cen și să colaborăm, dar eu am vrut să fiu vedetă să strălucesc doar eu. Văzând că Cen și a avut părtășie clară și a obținut aprobarea celorlalți, am devenit invidioasă și... Am simțit că nu voi avea parte de atenție cât timp ea era în biserică. Am tratat-o ca pe o adversară. Văzând că avea probleme în lucrare, n-am ajutat-o, ci am lăsat-o să facă lucrurile singură, iar ea a ajuns să fie negativă. Excluzând-o de fiecare dată, starea ei s-a înrăutățit. Dar nu m-am simțit vinovată. Ci am simțit că reflectoarele erau pe mine și jucam rolul principal. I-am denigrat intenționat entuziasmul pentru datorie ca aturile ei să nu fie folosite. A fost foarte dureros pentru ea. Mm. Trăiam după o trăvuri satanice precum Există doar un mascul alfa, în univers doar eu sunt suprem. Voiam să mă remarc doar eu. Am făcut totul ca să o exclud și am rănit-o doar ca să pot fi mai presus decât ceilalți. Nu aveam nici urmă de conștiință. M-am gândit la unii antihriști din biserică. Le pasă doar de statutul lor printre alții și să le câștige admirația. Nu suportă să vadă că cineva îi întrece iar imediat ce statutul le-i amenințat, folosesc tactici josnice pentru a-L asupri și pedepsi. Ajung să fie expuși și alungați de Dumnezeu pentru răul făcut. Da. Mereu mi-am dorit admirația și aprobarea celorlalți. Am vrut să-mi împiedic partenera să iasă în evidență. Eram pe calea unui antichrist. Dacă nu mă opream, ci continuam să lupt pentru statut și să tulbur... Lucrarea Bisericii aveam să ajung ca antihriștii, pedepsită și blestemată de Dumnezeu. Gândul ăsta m-a speriat, așa că m-am grăbit să mă rog și să mă căiesc. Mm. Prin părtășia ta, văd că goana după nume și statut, fără a da înapoi, te va duce pe calea unui antihrist. Vei face rău și vei perturba lucrarea Bisericii. Vei fi alungată de Dumnezeu, da, adevărat. Consecințele sunt teribile. Mm. Ei. Apoi, cum ai practicat și cum ai pătruns? Ce cuvinte ale lui Dumnezeu ai citit? Mai multe pasaje. Dumnezeu a tot puternic spune: A renunța la reputație și statut nu este ușor. Ține de măsura în care oamenii urmăresc adevărul. Numai înțelegând adevărul, o persoană poate ajunge să se cunoască. Să vadă clar deșertăciunea din spatele căutării reputației și statutului, și să recunoască adevărul corupției omenirii. Numai atunci poate renunța cu adevărat la statut și reputație. Nu este ușor să scapi de o fire coruptă. Poate că ai recunoscut că îți lipsește adevărul, că ești plin de neajunsuri. Și dezvălui prea multă corupție, și totuși nu depui niciun efort în urmărirea adevărului, și te deghizezi în mod ipocrit, făcându-i pe oameni să creadă că tu poți face orice. Acest lucru te pune în pericol. Mai devreme sau mai târziu, te va ajunge din urmă. Trebuie să recunoști că nu deții adevărul și să fii suficient de curajos pentru a înfrunta realitatea. Ești slab, dezvălui corupție și ești plin de tot felul de neajunsuri. Acest lucru este normal. Ești o persoană obișnuită, nu ești supraomenesc sau omnipotent și trebuie să recunoști acest lucru. Care sunt principiile după care vă comportați. Ar trebui să vă comportați conform funcției voastre, să găsiți funcția potrivită pentru voi și să îndepliniți datoria pe care se cuvine să o îndepliniți. Doar o astfel de persoană e una curațiune. De exemplu, sunt oameni cu anumite abilități profesionale pe care le stăpânesc. Și care pot să înțeleagă principiile, și ei ar trebui să își asume acea responsabilitate și să facă ultimele verificări în acest domeniu. Există oameni care pot oferi idei și perspective, inspirându-i pe ceilalți și ajutându-i să își îndeplinească mai bine îndatoririle. Atunci ei ar trebui să ofere idei. Dacă poți să-ți găsești funcția potrivită pentru tine și să lucrezi în armonie cu frații și surorile tale, îți vei îndeplini datoria și te vei comporta conform funcției tale. Întrucât nu este ușor pentru nimeni să realizeze lucruri pe cont propriu, indiferent de domeniul în care este implicat sau de ceea ce face. Este întotdeauna bine să aibă pe cineva alături care să scoată în evidență lucrurile și să ofere asistență mult mai ușor decât să le facă de unul singur. De asemenea, există limite cu privire la capacitățile calibrului oamenilor sau la ceea ce ei înșiși pot experimenta. Nimeni nu poate fi bun la toate. E imposibil ca o persoană să cunoască totul, să învețe totul, să îndeplinească totul. Este imposibil și toată lumea ar trebui să aibă o astfel de rațiune. Astfel, indiferent de ceea ce faci, fie că este important sau nu, ar trebui să fie în totdeauna cineva care să te ajute, să îți dea indicații, sfaturi sau care să facă lucruri cooperând cu tine. Aceasta e singura metodă prin care să te asiguri că vei face lucrurile mai corect, că vei face mai puține greșeli și că va fi mai puțin probabil să rătăcești. Este un lucru bun. Amin. Am găsit o cale de practică în cuvintele lui Dumnezeu. A trebuit să renunț să mai urmăresc numele și statutul să pot să-mi înfrunt neajunsurile și defectele, să stau la locul meu, să țin cont de interesele bisericii și de intrarea altora în viață când sunt probleme, să lucrez cu partenera mea pentru a susține lucrarea bisericii și a ne face bine datoria. Mm. Fusesem responsabilă de lucrarea lui Chen Shi și aveam experiență, dar tot lăsam de dorit în și în rezolvarea problemelor. Nu aveam experiență practică și nu puteam gestiona sau rezolva probleme. Erau neajunsurile mele, trebuia să le recunosc, să le înfrunt. Așa este. Părtășia lui Cen și era revelatoare și utilă pentru intrarea celorlalți în viață. Ar trebui să o sprijin, permițându-i să-și valorifice atuurile. Astfel, aș putea învăța de la ea, compensându-mi slăbiciunile, Fapt benefic pentru intrarea mea în viață și pentru lucrarea bisericii. <coughs> Minunat mod de a practica. Mm. Înfruntarea propriilor neajunsuri și învățarea din naturile altora te ajută să lucrezi mai ușor cu ceilalți. Da, așa este. Apoi, când am lucrat cu și având părtășie la adunări, am avut grijă să am o intenție corectă și să am părtășie doar despre ce am înțeles. Am lăsat-o pe Cenșii să aibă părtășie despre ce știe, iar eu am completat-o. Uneori eram competitivă când îi vedeam pe alții, aprobând părtășia ei, dar am reușit să văd că nu eram în starea potrivită să mă rog, să mă lepăd de mine, să dau prioritate lucrării bisericii și să cooperez cu ce înși. Mm -hmm. Invidia mea n-a mai fost atât de puternică și nu m-am mai gândit cum să concurez cu ea, ci cum să lucrăm împreună pentru a rezolva problemele altora. N-am mai fost trasă înapoi de firea mea coruptă și am putut să-mi fac treaba. Mm. Am intenționat să colaborez cu Chen și în lucrare și mi-am oferit ajutorul când a întâmpinat dificultăți. În scurt timp, lucrarea de udare s-a îmbunătățit și amândouă am făcut progrese. Chiar m-am simțit împăcată. Mm. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu. Practicând cuvintele lui Dumnezeu, putem fi eliberați de nume și statut. Așa e. Practicând cuvintele lui.